Ești plină, ți l-ai întins pe peste tot guri. Ok. Glumesc, oameni, să-mi zic. Pe tine, tu mă mai vezi? Da. Cât de mult? Cât de mult? Pe o scară de la 1 la 10? 9,9. 9,9, așa puțin. De la 1 la 10, 10. 1,5. Hai, crezi tu? Nu e de la 10, de 10. 10, 10, 10. Contează cât de mult simt eu că mă iubești și e invers. Cât de mult simți tu că te iubești de la 1 la 10? 10. Cât de mult simt eu că mă iubești tu? 10. 5. Bă, eu nu am văzut foarte serios. Asta mica asta se laud și tu fata mă hante. Bă, te iubesc, bă, copilaș mic. Iată, tu știi asta și de-aia tu te comporți așa. Tu ești o șmecheră. Deci poți să-mi spui tu mie ce vrei, că știi că te iubesc maxim și de-aia faci tu fentele astea, că știi, tu crezi că nu știu. Mă vorbesc foarte serios, nu mă simt iubit. Da, mă, iubire, rău. De ce nu vrei să mă înțelegi? Că nu pot să înțeleg, Gurică, eu nu... Că am nevoie de mai multă iubire. Mai multă iubire? Ce mă iubire? Că ți ofer câtă pot. Nu-mi ofer. Aia nu ți ofer. Nu ai dat de piciorul ăla. Ție ți se pare insuficient, dar crede-mă, Gurică, e... Nu zic că nu e, dar vreau mai mult. Dar de ce nu oferi și tu mai mult? Eu ofer și după aceea când îmi dorești eu să primez, nu primesc. Du-te, băi, deci. Mă nervez. Te nervezi, da? Tu ești mic, ca un bebeluș de ăla, da? N-a mai fost de mult răsfățat. Nu. Să-mi faci mai surpriză, să știu cum îmi fie de flori la mine. Să-mi faci o declarație în direct, în platou, să mă arăt. De ce în căsătorie? Cum să te cer în căsătorie dacă te-am cerut toată iubire? Cum adică? Să nu faci mai surprins într-o gală, nu pot să învăț. Să cobor pe oală, să mă duci un pic de culoare, să bage de plăiață, să mă cer în căsătorie. Duo! Să mă faci mai surprins între astea așa, să fii și tu mai drăgăstos, mai rapantic. Să... nu știu. Să îmi dovedești că sunt cea mai iubită persoană cu tine, să rabiez lângă mine, să ai chef de orice. În sensul cu mine așa, să te văd că, băi, am cea mai bună. Mulțumesc Dumnezeu că am cea mai bună iubită și că o iubesc. Păi și am zis eu ceva, da. Că nu-i așa? Bine, la tine e un pic greu, ești difu, persoană dificilă. Da, eu am nevoie de multă iubire. Asta e problema mea. Condamnă-l la moarte. Nu sunt mai bine, cu ce să te răsfăți mai mult? Spune-mi. Nu, gândește. Gândește în fiecare seară, pe oricum, poți să dormi. Ce surpriză se va mai utinuție, ce... Te-ți dat dureri de cap. Nu dai dureri de cap, tine, de-aia ți-am spus, dacă vrei altceva, să ieși și mă afară. Aici nu pot, îmi pare rău. Afară nu, chiar nu se mai bage de lucru. Afară e altă treabă, afară am alte posibilități. Afară e chiar nu mă bage seama. Afară intimitatea noastră, afară sunt multe. Nu compar viața de afară cu ce e aici. Închis și drăguș. Nu compar tine. Eu altfel vă lucru, dar aici suntem 24-24. Putea să stai, să-mi arăți aici cât de mult mă iubești. Sunt cu mine în brațe, atât. Păi da, afară stăm mai mult de... Cât stăm aici împreună? Nu, afară mai atât, mai duci la muncă, mai duci la muncă, tu... Ne vedem seara. Dormi. De aici arată-mi doamne de 50 de minute și că stai non-stop, 20. Măi, minut de minut cu mine în brațe. Chiar dacă fac eu treabă, ține-mă în brațe. Ai, iubirica, bă. Tu crezi că dacă un om nu te ține în brațe în fiecare minut, crezi că el nu te iubește? Da. Cine ți-a interpretat ce idee? Asta crede. Nu-i așa iubire. Serios asta? Că... Știi cum e, dacă nu ți un om în continuu în brațe, să nu înseamnă iubire că nu-l iubești. Să nu te iubești.
oamenii au diferite moduri de a-și manifesta dragostea. Nu e relaxat, nu de fapt să nu te oblig să mă duci mai mult. Dacă nu poți și atâta poți să... Mă, acum mă joci la sentiment. Mă joci la sentiment. Păi ești o... Da, ești o... Fă-ți ce cum ești. Wow.